Pentru mine este o enormă responsabilitate încrederea acestor sute de mii de români pe care îi vor reprezenta în această luptă electorală. Sunt 30 de ani de la Revoluția din decembrie 89 și cred că România are nevoie la președinția sa de un tânăr care a participat la evenimentele din 89 și de un om care s-a format în libertate. Această candidatură este o candidatură mărturie. O candidatură mărturie având în minte, pe de o parte, pe colegii mei de generație din 1989 și pe acei bătrâni la umbra cărora m-am format. Din păcate, după 1989, mișcarea noastră a tinerilor a fost deturnată de comuniști, securiști, neocomuniști și așa mai departe și asta este originea Ihoniei. Originea discordiei din această țară a fost mineriada, au fost violențele patronate de Ion Iliescu în 1990. Cred că e timpul să scriem un nou capitol în istoria României și să ne adunăm cu toți în jurul unui proiect pentru dezvoltarea României, iar dezvoltarea României nu se poate obține decât prin consens.